Feliz, da... Otra cosa? Otra che? Altceva! Altceva ce? Pe la, șervețelele sunt bagatela de lucrurile important. Cuando te ocupi? Păi mă ocup, intenso de todo! Dame una prueba ca să te cred. Da, de ce să nu mă crezi? Crede și mi cerceta, așa zice la Biblie. Și tu ești un bun creștin, nu? Soy bela, dar eu nu soy popa. Eu soy businessman. E businessman au nevoie de prueba ca să le iasă business-ul corect. Amore, nunta noastră e un business pentru tine? Era una metafora. În este ritmul ăsta ajungem să facem nunta când o facem nunta de argint. Și ce ai vrea acum? Ce ai vrea? Să mă grăbesc ca fata mare la măritat? E, asta nu se poate, porque tu nu mai ești fata mare. Păi normal, că nu mă lași tu să fiu. Nici măcar moral. Bela, dar eu n-am vrut să te... Eu n-am vrut să te supăr. Dar porque durează atât? Durează, că știi că sunt mult pretențiosă. Și aș vrea ca la nunta mea să vină un superstar, un artist mare, un cântăreț... Mare! Dar nu-l găsesc. Por qué nu mi-ai zis mie că rezolvar imediatamente? Pe cine dorește tu? Pe Chiche. Chiche? Vrei să cânte maneliste la noi la nuntă? Eu nu știu să dansar manea. Amore, nu Chiche. Chiche, adevăratul, Iglesias. Perfecto. Me gusta. Chiche! E aici? Bela, eu strig Chiche maneliste. Nu că sunt și proastă, dacă vine ăla o să-i dea banii mei de insulă. Con alegría y con alegría. Am nevoie de un super cântăreț la nuntă. Că la o roche de 20.000 de euro nu merge cu lăutari. Bine, la 300 ar merge. La 300 de invitați ar merge o super vedetă, asta așa e. Păi ia zi, te-ai gândit la cineva? La Chiche, dar nu cred. Emma! Mi-ai promis că eu mă ocup de organizarea anunții. Păi crezi tu că manelistul ăla de rică poate să-ți obțină un preț mai bun decât mine? Poate doar așa la salam, la guță, la ăștia? La Chiche, adică la Enrique Iglesias, disperatule. El mi-ar plăcea să cânte la nunta mea. E mai nebunit? Păi ce Enrique Iglesias are față să cânte la nuntă la Esteban? Esteban e miliardar. La Esteban trebuie să cânte de la YouTube în sus, cel puțin. YouTube să spune fraiere. Și ăla nu costă nimic, ăla dai play și merge singur. Auzi, fată, fac eu asta dacă vrei moca. După slujbă mă schimb și mixez direct. Dar mă las să fac și un pic de acapela ca să mă ierte domnul că m-am dezbrăcat de cele sfinte. Sau nu, mai bine mixez îmbrăcat în haine de popă. Înțelegi? Și zice că sunt DJ Priest. Mărlane, taci că ești obosit. Păi sunt acum, că mă chinui să studiez, dar atunci nu o să mai fiu. Bine. Și tu pe cine poți să-mi aduci organizatorule? Pe cine? Sper că nu pe Salam, că de ăla nu vreau să am nici la aperitiv. Cum glumești? Adică nu o să ai Salam la anul? Da. Eu nici nu viu dacă nu-i Salam. Îți aduc pe cine vrei tu. Dacă vrei pe Chiche, ți-l aduc pe Chiche. Dar să știi că ți-l recomand pe Ricky Martin, că tocmai m-am cunoscut cu el. Îl știi pe Ricky Martin? Știu pe impresarul lui, am și numărul de telefon. Dă-mi-l! Emma, ce-am stabilit? Negociez eu? Nu vrei un super preț? Tu mai bine sună-l pe manelistul Aderica să nu-și mai consume minutele degeaba. Păzurez, mă.
Fără geniul meu organizatoric și relațiile mele, ați murit de foame. Dar salamul rămâne. Alo, amore, am rezolvat cu muzica. Vine Ricky Martin. Spune-i lui Rica, manelistul, să nu se mai ocupe, că e caz închis. Auzi, păpăză, păi și în ce limbă o să te înțelegi tu cu impresarul ăla, mă? Că știi spaniolă doar domn bună ziua, atât. Vedeți, mă, de-aia sunt eu cine sunt și voi sunteți niște nimeni. Că vă folosiți capul doar ca dop, să nu vă plouă în gât. Vedetele astea internaționale au pentru fiecare limbă de pe glob cât un impresar tântălăilor. Au și pentru latrina? Latrina? Doar tu poți să o înțelegi, mărlane. Și bănuiesc că de asta e acolo cu orele, zilnic. Latrina, am vrut să zic, semidoctule. Și sunt obosit de la studiu. Latrina e o limbă moartă, obositule. Înseamnă că ea la care le pute gura e vorbitor de latină? Adică nu mai vorbește nimeni pe glob. Ah, dar pe hartă? Adică ai ieșit din uz. Ai ieșit. Adică, mărlane, taci, că o să te omor într-o zi. Să revenim. Da. Deci tu știi pe agentul care știe română. Exact. E un fel de Marcel Avram. Ah, dacă îl cheamă Avram, e de încredere. Ce vă uitați, mă, așa? Păi e un nume biblic. N-are cum să păcătuiască, că numele e oglinda persoanei. Bine zis. Este? Adică, zău? Păi știi, înseamnă că ești o păsărică mică, 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 din toate punctele de vedere. De ce mai aduce ție salam la nuntă? E, quanto dinero ai negociat? Amore, nu am negociat-o eu, că eu sunt dita mai doamna, tu ai zis. Și n-aș fi vrut să creadă că sunt chitroasă. Da, cine? L-am lăsat pe pupesa să negocieze, că știi că ăla negociază la sânge. Sangre. Amore, pupesa e smui chitroso. Poate le nervar pe Megastar și adios, Ricky. Nu ești prea periculoso? La, este un m-am gândit. Dă, Doamne, să se întâmple asta! Dar ce faci? Sunt pupesa, ca să preiau eu negociaciones. Hola, pupesa. Hola, jefe. Pupesa, dame telefonul de la impresare lui Ricky, că vreau să negociar personalmente con el. Ah, ora, jefe? Adică acum? Nu, pupesa, peste un an eu. Dar vreau ora că pe să te sclerozar tu. Ahora, dame el telefonul. Un moment, jefe, să caut în telefonul. Da, să știți că eu știu doar pe impresarul rumeno. Și ăsta nu hablar spaniol. Credeți că o să comprende ce dice? Pupesa, dacă înțeleg ce dici tu, înțeleg și ce dice ăla. Dame el telefonul. Imediat, jefe. Notați. Sau lăsați că zic eu să vă sune, că e interesul lui să câștige dinero. În două secunde o să vă sună. Bine. Și acum ce naiba fac? Lasă-mă că-i cer o sumă astronomică ca să nu-l cheme. Esteban Vigo al telefonul. Hola, Mr. Vigo. Sunt agentul lui Ricky Martin. Encantado. Hola. Am înțeles de la prietenul meu, Pupăză, că dori să cânte Ricky la nunta dumneavoastră. Si, doresc. Quanto costa? Știți, artistul are un program foarte încărcat, dar după cum auziți acum, chiar repetă. Stați un pic să ies ca să las artistul să repete, să ne auzim. Gata, dar totuși vin vorba de dumneavoastră. O să anulăm celelalte angajamente. Mă rog, o să fie puțin mai scump, că trebuie să plătească niște clauze de anulare. Si, ombre, si, si, dar quanto costa? 50.000 de euro. Perfect. Și când o semnare el contractul? Sunteți de acord cu prețul? Si. Da, să știți că este 50.000 pe oră. Dar eu înțeles. Dar nu este necesar eu să cante mas de un ora. Que o să fie și otro artistas. Vă aștept mañana con señor Pupesa y con el contrato. Un buen día, señor. Amore, da, tu n-ai negociat deloc. Dar n-a fost necesario. Que vrea doar 50.000 euro. Cât? 50.000? Păi asta e o avere! Bela! Ai un milion a su disposición. Și până la urmă, Ricky Martin este un grande artiste, nu un pequeño maneliste. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Ce-am făcut? Ce-am făcut? Am făcut bine, că e o avere. Dar cum pun mâna pe bani?
De unde să-l scot eu pe agent? Că trebuie să merg cu el. Dar de unde n-ai bine scot eu pe Ricky Martin? Of! Ricky Martin, Ricky Martin. Uuu, i-auzi pupăză, Ricky Martin! Livi la vida loca! Uuu, pam, pam, pararam, pam, Van Damme. Pam, pam! Păi nu zici că tu într-o viață anterioară ai fost Ricky Martin? Nu zici? Auzi? Păi nu vrei să fii și în asta? Ca să faci un ban grămadă? Pupăză, tu vrei să parodiem vipuri, a? Să facem o rubrică ca... Virgulă? Virgulă? Ca a ălora de la Te cunosc de undeva, a? A, nu mă, nu. Că acolo trebuie licență, multe personaje, nu. E prea complicat. Tu nu-l cunoști pe impresarul lui Ricky Martin, a? Nu-l cunosc, nu-l cunosc, dar pot să câștig 50.000 de euro de la Esteban. Pe care, bineînțeles, pot să-i împar cu tine, dacă mă ajuți. Pupăză, te-ai țăcănit? Tu vrei să mă dau drept Ricky Martin la bă, hefe? Nu bă, Van Damme! Trebuie să te dai drept impresarului. Asta doar ca să semnăm contractul și după aia vin bănuții. Păi bine, bine, semnăm contractul. Dar cine cântă? Cine cântă? Nimeni, cine să cânte? Cum nimeni, mă? Păi o să-i zic că a fost un escroc. Hai mă, că știu că ai boală pe ma. Și asta este ocazia vieții tale. S-o lovești acolo unde o doare mai tare. La bani! Ah! Eu știu ce să zic. Păi da, ce să zici? Normal că da. De ce nu? Că dacă trag și eu din bani, poate grăbim pasul spre insula aia exotică. Ok, pupăză, dar facem banii jumate-jumate. Jumate-jumate. Da, după ce plătim taxele și impozitele la stat, de care o să mă ocup eu, că vreau să fie totul legal. Să fie într-un ceas bun, partenere. E, ia uite aici, normal, Rolex, original. L-am luat de la unul din piață cu câteva sute de euro. Bine, la înțepuit îți dai seama că ăsta de fapt face câteva mii de euro. Hai că dacă ne iese treaba, o să-ți iau și ție unul. Dar por qué poartă masca tu? Dă-mi voie că eu rup puțină spaniolă. Es una masca chirurgicală, jefe. Que Ricky es muy sensibilo și nu vrea să se infestar cu un microbos or otra altă boală. Tot staful are așa ceva. E și un pic excentrico, că de, așa sunt artistii, excentrico. Grande artiste, pupesa. Ricky es mi cantante favorito. Serios? Zice că Ricky este cântărețul dânsului favorit. Îți dai seama că la nuntă trebuie să dea tot ce are mai bun din el. Cum știe el? Știu repertoriu palabra con palabra. Adică vorbă cu vorbă. Moment. Un, dos, tres. Un pasito pa'lante, Maria. Un, dos, tres. Un pasito pa'tras. Bravo! Bravo! Splendido, magnifico! Jefe, eu nu știu de ce nu cântați și dumneavoastră la Buda! La Buda? Așa am zis și eu, dar am pronunțat un pic altfel. Mai... E che o să cânte, maestro, la Buda? Știți, eu nu știu playlist-ul atât de bine. Da. Îl schimbă tot timpul, maestro. Și în ultima vreme eu m-am ocupat mai mult de concerte. Concerto? Ce concerto che n-am auzit să fi cantat în România în ultimii 10 ani? Păi, Hai că dacă te-ai băgat să vorbești tu. Păi, nici n-a cântat. Concerte acasă, la Barosan, jefe, cum sunteți dumneavoastră, adică fiesta privată. E mult mai convenabil, boss. Bani mai mulți, gagici mișto. Cum? Gagici? Gagici, adică Chiquita, jefe, Chiquita. Ricky Martin are Chiquita? N-o una, are cu sutele, jefe, că e Latin lover, e... De cât timp lucrezi pentru Ricky? Doar de câțiva ani. Înainte a lucrat pentru Michael Jackson, fie țărâna ușoară. De-aia și port masca asta, el m-a învățat, Dumnezeu să-l ierte.
Espero că nu l-am învățat și chestii con copii. Jefe, se poate, jefe. Păi dânsul este un om serios. Dânsului îi plac femeile. Și-ar fi și păcat să nu-i placă, că vorba aia. Ce pică de la Ricky? Pică, a? Oh, nu pică. Curge! Ce fă? Erau și avea. Ia uite. Ce faceți, milițian? Trabajo, trabajo. Ah, si, jefe, si. Păi ce trabajo, Akiba? Si, să mă spune șeful, bre, că eu sunt subaltern, am ce să... Ce, mă, și ce dacă ești subaltern? Ce, ți-am interzis-o vreodată să iei cuvântul, mă? Ia, mă, spune, hai, ia cuvântul. Nici într-un caș, dacă le-au dăm pomană, le-au că n-am ce să fac cu el, așa că înfinge-te că doar ești dita ai șeful, aș cu orinalt te temă asta. Jefe, profită și noi că e silențiu, că după ce începe treaba, ho, și vine un caz, nu mai putem să jucă nimic. Păi am ce pute și am milițian. Ce? Cheam un mision mas importante pentru voi, dar necesitam discrețion. Păi noi suntem culmea discreției, jefe! Ce faci, mă? Păi n-ai zis, mă, că nu vorbește. N-ai zis, mă, că nu vorbește. Păi, zi! Mă? Zi, jefe! Explica! Bella a luat contactul cu un om care se ta impresar de Ricky Martin. Și cred că este un șarlatano, un excroc ordinario. Vreau să verificar. Por qué credeți esto? Băi! Ok, întreabă tu. Por qué credeți esto? Porque nu știe că Ricky Martin e gay. Ricky Martin e gay? Vezi, te-am lăsat. Păi... I vreau ca voi să verificar. Verifică? Ce să verificăm, șeful? Dacă e gay, ha. Păi noi nu putem, noi suntem hetero. Da. Nu pe Ricky Martin să verificar, milițian. Pe agente, că nu vreau să pierd 50.000 de euro. Ce? Cât? Spune, mă luau grapă de înainte când am auzit suma asta, iartă. Cât? 50.000 euro. Wow! Mă, șeful, verificăm la sânge, îl verificăm. Și scurt, tot scoatem de la el. Dar după aia, pică și la noi ceva? Pica? Unde pica, mă, milițian, că nu pica nimica? Jefe, nu pică, nu înțelegem, mă, nimic. Adică ne premiați și pe noi cu ceva? Milițian, prima vez trabajo și apoi distracțion. Verificar și când o rezolvar cazul, mai vedem. Ce faci, mă? Eu te jucam un poker, că de, mi-ai făcut poftă de dimineață. Și acum am tras repede ecranul să nu mă surprindă cariva. Păi ce vrei, să ni se ducă buc cu pacirea că transformăm secția în casino? Serios? Da. Ia să văd, mă, ce mână ai. Hai, termina cu prostiile. Te-am prins? Ce faci, chiurete? Ce fac? Ai început ancheta de unul singur, a? Așa e corect? E corect? Am zis să câștigăm timp, mă. Zău? Da. Să câștigăm timp? Băi, ingratule, tu vrei să iei singur recompensa. Asta vrei. Mi-am dat seama. Și n-ai nicio șansă. Nu ai nicio șansă, pentru că l-am sunat deja pe impresarul adevărat al lui Martin, care mi-a confirmat că el este singurul și unicul. Așa că avem dovada... Că și tu ești la fel de ingrat ca și mine. Că de? Și tu ai început să faci ancheta tot singur, da? Ce ți-a seamănă să adună, na? E, și de fapt știi ce? Ai uitat că eu sunt șef? Băi, eu am voie să pornesc orice anchetă când vreau eu. Dar tu trebuie să mă informezi. E, las, că nici nu o să vezi frunchior de la mine dacă o fi să câștig, da? N-ai nicio șansă, recompensa e a mea. Da, în visele tale erotice. Numai că acolo o împars cu Mirabela, goală. Dar și n-ai bine din gura că poate te aude. Ia. Mirabela nu e vorba de sticlă goală. Ba da, ba da. Așa n-avem ce să împărțim Mirabela. Mirabela? De unde ești, Mirabela? Nu ești jefe, nicării. Doar că nu poate să-și o scoață ăsta de minte. Nu mă mintea la Mirabela, e ce să... Am înțeles. Cum stați cu ancheta, milițian? Ce informații aveți pentru mine? Păi ce te uiți, bre, la mine? Uite-te la jefe, înțeles că eu sunt un subaltern, nu? El e dracu pe sârmă, să-mi principe. Hai, zic, Caterin Consule, zic, uite, șefe, venit acile. Păi normal că trebuie să zic eu, că tu n-ai ce să zici, că n-a făcut nicio anchetă, n-a făcut nicio cercetare. El o cercetează pe Cati.
În comparațion cu tine, care o cercetezi în continuu pe Mirandela. Sau mai bine zis, te cercetează trânsa pe tine, na? Nu e adevărat, nu mă cercetează. Dar ce-ți face? Și nu cercetez. Hai, sigur că te găsește, drag. Înțeleg. Deci nu aveți timp să vă ocupați de ancheta. Nu e niciun problem. O să găsesc alți investigatori. Nu, avem timp. Trebuie că ai înțeles matale greșit. Noi să știi că deja suntem muy avansado con la ancheta. Muy avansat. Da, să... da. Noi deja am pregătit un flagrant prin care o să avem dovada și atunci venim și vă prezentăm tot ce am aflat. Da. Am înțeles, milician. Dar rapid-o până nu-mi pierd paciența. Haide. Mamă, ce s-a enervat ăsta. Acum chiar că trebuie să colaborăm. Că ai văzut? Ne transformă pacienți. Nu m-a zis paciența, adică răbdare. Poliglotule, habar n-ai, își pierde omul răbdarea, aia se întâmplă. Ce răbdare, bă, tu ne-ai auzit că omul se grăbește. Banghești tu spaniolă cum banghesc eu chineză. Ești bătă, numai vorba-i de tine. Zi mai bine cum facem rost de fraglant. Ia vino, mă, încoace! Vino, încoace! E aici un loc, aici, așa, pe canapea! Așa, Vandame, de astăzi poți să-mi zici maestre. Maestre, schimb tu robinetul la care curge în baie sau poți să chem un instalator? Nu-i nevoie, mă, că o să schimbăm bateria cu totul, că sunt bogat! Asta știam, pupăză. Toți din casă știau asta. Întrebarea e, unde ți-i ascunzi banii? Adică o să devin bogat, mă, că eu nu sunt, că eu nu... Și nu doar eu o să devin bogat, o să devii și tu pe lângă mine. Fii atent, m-au contactat adineauri două babe bogătane. Vor și ele o cântare cu Ricky la domiciliu. Care Ricky? Care Ricky? Ricky Martin Bolovane, megastarul. Asta e ultima lor dorință, să-l vadă pe Latino Lover în carne și sex appeal, mă rog. După amiază, fii atent, mă întâlnesc cu ele, sunt de avansul. Cash, că știi cum sunt moșii, țin banii la saltea. Bă, asta e o cacealma. Alea și-au bătut joc de tine, zic eu. Nu e ca cea mea, fraiere, că le-am descusut eu. Au aflat de la Esteban. Sunt niște rude bogate de ale lumea ăsta, de-a lumea tresita de... Popoză, coboară cu picioarele pe pământ, fraiere. N-ajunge că vrei să-l țepăiești pe Esteban? Acum vrei să-l țepăiești și pe madresita? Aia o să ne dea afară din țară. Dar ce zic eu din țară? La câți bani are, o să ne zboare din univers. Hai, tași, n-ai bicobe, că nu o să afle nimeni că-i țeapă. Serios? Păi și cum o să-l aduci tu pe Ricky Martin la alea, că asta e inteligentule? Dar cine a zis, bă, că l-aduc pe Ricky? Te aduc pe tine costumat ca el. Pe mine? Pe tine, dar păi ești tinerel, ești sexos și cu niște ochelari șucari și ceva mulat, ești leidric. Uite, și alea sunt oricum, bă, și nu mai văd bine. Bine, bine, nu mai văd bine, dar vocea? Vocea. Faci playback, deșteptule. Păi tu crezi că Ricky, dacă venea strica vocea pentru două babe amărâte, judecă și tu. Și dacă e o capcană, pupăsă? Dacă e o capcană, dacă ne așteaptă poliția acolo, a? Măcar... Chiamă-l și tu la noi la platou. Și dacă dăm de belea, zicem că m-am costumat în Ricky Martin să ne facem o farsă. Că filmăm o emisiune pentru camera ascunsă. Păi știi că nu ești prost. Hola, señora. A intervenit un pequeño modificación. Ale, ale, ale! Pam, pam, pam! Pararararam! Pam, pam, alo, pam! Alo, alo, alo! Ce faci acelea, mă, înțelesatule? S-a rugat, Santi! Ce să fac? Dama ta? Ce-i cu mata aici? Că parcă nu urcai scările, că te obosesc! Păi, dar mă obosesc și acum! Că nu mai pot! Dar mă obosește și muzica tale! Răspunde la întrebare! Ce Doamne apără și păzește, faci acelea și îmbrăcat așa! Dansam un pic, tanti. Da, ok, ok. Limitam pe Ricky Martin. Un, doi, trei. Pe cine? Pe Ricky Martin. Tocmai pe ăla te-ai găsit să-l copiezi, maghiarule? Vrei să ieși tu pe calea Terzanii? Să te duci și tu spre Sodoma și Gomora? Nu mă duc nicăieri, tanti, dar cere Ricky că e un artist mare, talentat, cunoscut. Da, e cunoscut în lumea homosexualilor. Da, raule! Ricky Martin e homosexual! Exact! De unde știi, mă, ta? Uite, din tabloide! Că mă citesc și eu să mă cultiv! Ca să aflu și eu cu cine mă ispitește în piele, țat-o! Sper că nu care cumva te dă pe partea aia, dacă știi cum? Zbor de la mine din casă!
nu m-am dat tante pe nicio parte. Uh-huh. Să știi că mie îmi plac femeile în continuare. Dar mă pregătesc pentru o preselecție. Și de-aia limit. E un show de la în care imiți cântăreți. Și trebuie să intri în pielea personajelor. Da. Încă nu limiți și la altele. Nu, tante. Și ce face necuratul? Ce face? Pândește pe la colțuri. Și cum te-ai depărtat? O clipă de credință. Hață! S-a luat sufletul. Aoleu! Ricky Martin. Îl dracu, ce ești, pupăză? Pupăză! Pupăză, am comis-o, frate. Cu baba? Ești nebun? Bă, știu că e nasul să fie abținent, că și eu că am fost în ultima vreme, dar chiar așa? Pupăză, am comis-o cu Ricky Martin. Ce vorbă? Bă, lui Ricky Martin îi plac bărbații? Exact, pupăză, numai bărbații. Vandame, tu te-ai făcut gay? Ai nebunit? Mai bine o făceai cu baba. Este așa. Tu ai comis-o cu Ricky Martin? Pupăză, nu fi tâmpit că nu m-am făcut niciun gay și n-am comis-o cu niciun Ricky Martin. Doar Ricky Martin e gay. Tu-ți dai seama, mă, ce înseamnă asta? Că nu s-a ascuns și că e lipsit de prejudecăți? Bravo lui, frate! Ce? Înseamnă că ne-am nenorocit. Că noi i-am zis lui Esteban că Ricky Martin e gagicar, ai uitat? Și sigur s-a prins că nu sunt impresarul lui. Că dacă eram impresarul lui, trebuia să știu că ăla e pe invers. Stai, mă, liniștit, că nu și-a dat seama. Și chiar dacă și-a dat seama, îi spunem că ne-am referit la miile de fane care îl asaltează. Că sau oricum e înconjurat de gagici. Eu zic să renunțăm, că dacă se prinde ăla, ne omoră pe amândoi. Hai, bă, Vandame, nu fi paranoic. Tu vrei să dai cu copita la atâția bani făcuți rapid ca bou? Hai, bă, că tu ești tăuraș, nu ești bou. Și tăurașii sunt animale inteligente, că doar produc o grămadă de bani. Umplu stadioane întregi la coride. Lasă, că dacă e ceva, rezolv eu, că știi că am vrăjeală. Hai, arătăm ce ai repetat, că acum trebuie să ne vedem cu babele și trebuie să iasă perfect. Bine, mă, măcar să le luăm banii la babele alea. Eu tocmai plecam cu treabă. Unde mi-ai zis că rezolvi tot? Bună, pisica. Uite, îți pregăteam o surpriză. Că știu că îți place Ricky Martin. Mm-hmm. Că de-aia l-ai și chemat la nuntă. Mm-hmm. Și pregăteam un moment artistic pentru următoarea noastră întâlnire. Ia să te văd. Tăuraș talentat. Vreau să văd avant premiera acum. Acum. Faceți sub acoperișul meu! Adulterinilor! No! Nimic, tante, ce să facem? Nu facem nimic! Repetam! Ce repetai? La ce repetai, voi, fătucă? Că tu nu te mai întorci în telenovela până după nuntă, că așa zici, pupăza! Repetam coreografia pentru preselecția aia unde eu îl imit pe Ricky Martin. Nu ți-am zis, tanti, mai devreme? Și în videoclip, Ricky Martin se sărută și el cu o fată. A, oarecare, da, nici nu o cunoștea pe aia. Așa, zi? Păi cum? Și am rugat-o pe Emma, tanti, am rugat-o pe Emma să mă ajute. Că noi suntem colegi de telenovelă și putem să ne sărutăm așa, dezinteresat, fără pic de sentiment, să obișnuiți. Da, plus că avem ani de experiență și nouă ne este din prima. Da. Bine, putem să ne sărutăm așa, total dezinteresat, cu limba în gura! Adică nu ne-am văzut, ai? Nu. Tantalaule, o sărută aia de tine din comisie. De ce? Că nu cunoști pe cine e nici. Cum vreau, la Ricky Martin? Nu, Ricky Martin e ăsta al tău, e gay! Că doar ce-am zis! Ăla n-ar săruta în vecii vecilor o muiere! Măcar îmbracu pe asta, în bărbat! Ce mă fac? Vreau! Hai! Nu zici că ar trebui să o consultăm mai des pe băbăciunea asta? Că la cât de pervers a fost în tinerețe, sigur are o grămadă de fantezii nefăcute! Hai sus să-mi arăți avant premiera! Să repetăm pentru preselecție! Fără limba în gură! Fără, tanti, fără! Păi zic că tu vrei un bărbat? Măi, domnul impresar!
impresar. Avem și noi o rugăminte, dar mare, mare de tot la dumneavoastră. A? N-ai putea, mătăruță, să faci mai multă lumină în încăperea aceasta? Pentru că noi suntem bătrâne și bolnave și nu mai vedem atât de bine. Și e păcat să nu-l vedem pe domnul artist, așa în toată lumina și splendoarea dânsului. Măi, tanti, noi trebuie să creăm atmosfera de show. Pentru că altfel se inhibă artistul. E pretențios, normal, că e dita mai megastarul. Ziceți mersi că a acceptat să vină să vă cânte. Mersi! Da, 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 când vine, când vine, da, când vine. Când vine, când o să vină, când o să faceți atmosferă cum se cuvine. Hai, hai, mânuțele sus și să vă aud. Hai! Hai! Ricky! Ricky, 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 Ricky! Adică dacă sunteți gata de show și dacă vă simțiți bine! Da! Super bine! Super bine să vă simțiți voi! Și că v-am prins! Da. Ce-am zis că e o capcană pupăză, ce-am zis? Pupăză! Pupăză? Păi ești nebun! E pupăză! Chiorete! Van Damme! Ah, salut, bă, Poponeț! Băi! Bă, băiați, nebunii, mă, o să-mi fundați pușcăria, mă! Pușcăria? E de bine pușcăria! Dar dacă auzi Ema că ăștia a vrut să ieși crocheze, ce crezi că se întâmplă? Direct, caput, îi condamnă la moarte! Chiorete! Chiorete, să știi că eu n-am nicio vină! Că nu e, dar cine are pupăză, eu? Nu tu m-ai băgat în toată mizeria asta? Iau! N-are nimeni nicio vină, mă, pentru că și noi eram undercover ca și voi pe urmele falsului impresar! Am încercat să-l fac să apară ca să facă el scandal că îi fură excrocheria, înțelegi? Ai, lasă-mă! Și de-aia ați luat banii marcați de la noi, a? Băi, pupăză, minți ca o cizmă! Da! Ai vrut să-l înșel pe Esteban! Recunoaște, bă, recunoaște! Că greșeala recunoscută pe jumătate iertată, să știi! Bine, mă, bine! Bine, recunosc! Da. Recunoaște, așa! Recunosc, da! Chiorete! Chiorete, dar nu poate să fie integral iertată, mă, pentru că eu n-am vrut să iau de la sărași, mă, eu am vrut să iau de la bogați, bă! Adică sunt un fel de haiduc și mai rar un haiduc în zilele noastre. Aveți grijă de el, vă rog, eu! Adică... Bine zis, haiduc, așa. Haiducule! Ah. Că de acum încolo tu o să dormi numai în păduri! Ce? Că chiar dacă te iertăm noi, când o afla o doroaga că ai vrut să înșele aproapele tău, tu pe acasă nu mai dormi! Da? Da, dormi în viezuin! Ăsta, vin! Îți spun eu unde o să dorm! O să vin la tine și la Cati pe capul vostru și o să stau la voi! Foarte bine că mi-ai zis că acum direct la Tohau să te aduc, dă-te moaștea! Că eu am nevoie de niște acasă, nu dorm cu păzăcior din toare și... Și dacă mă duc la Tohau, o să ducă naibii și telenovela, și matinal, și echipă, și tot! Pentru că eu sunt singurul care știu mersul lucrurilor la producție, mă! Și fiți atenți! Nu e exclus să se ducă naibii și nunta lui Esteban! Pentru că tot eu m-am ocupat de ea până acum, ăia nu știu nimic. Na. Nu zici că s-ar putea să aibă dreptate, Chitra? Normal. Nu mai bine punem noi Batista pe țambal și luăm recompensa de la Esteban. Că dacă îl înfundăm, poate nu ne mai dă nimic. Că trebuie să angajeze alți actori, alt producător. Îl băgăm la cheltuia de încă. Exact! Ce recompensă? A zis că vă dă recompensă dacă prindeți escrocul! Chiorete! Da. Chiorete, facem jumate-jumate. Că dacă nu-mi riscam eu libertatea, nu mai încasați nimic. Ai înțeles? Popăză, nu-ți forța norocul? Că te găsește, dragi. Ok, mă, ok, ce ajunge și mușa Malizare. Ai văzut, bă, Van Damme, că te-am scăpat? Să văd cum mă cinstești. Păi te cinstești chiar acum, cu păzăța, nu-ți rămân dator, mă. Că lui Ricky Martin ăsta nu-i plac bărbații. El dracu să fii. Cum ai de om? Croc, șefe, un recidivist nenorocit, o zdreanță de om și l-am destrădat în România, ce să... Ba, exact, bine că ne-ați sesizat la timp, pentru că în felul ăsta am reușit să vă salvăm banii. Ha. Acum, ne dați ce ne-ați promis? Ce? Știți, mata nevre, țăcăneii. Dinero. Ah, și, porque ați acționat muy profesioniste, o să fiu generoso. Așa vă vrei, jefe! Nu trebuie să dați dar la matrimonio. Nu trebuie să dați niciun dinero. Ce? Cum? Doar cadou. Că nu puteți să veniți la nunta con manos în
posteriore, dacă mi înțelegeți. Da? Dăm și cadou? Și cadou? Dăm cadou, vreți? Da. Hasta luego, miliția rumena, muy profesioniste. Vaia. Hasta luego. Mamă, dacă nu face pupăză cinste, îl bag în... Bac! Nu, la arest îl bag. Și acolo, da. Mă, dar eu n-am știut nimic. Uite, jur pe conștiința mea. Ha! Pupăză, jurăși tu pe ceva existent. Zi să n-ai parte de contul din bancă. Ai, mai bine să nu mai jurăm așa ca păcătoșii. Că dacă aude tanti, o să îmbătrânim pe coș de nucă toată viața. Hai, mă, Ema, că organizator mai bun, că mine nu găsești. Și tu știi asta. Am dat de scrocul ăla pentru că am încercat să-ți găsesc cea mai ieftină variantă de cântăreț. Te rog eu frumos, mă păstrezi? Cu o condiție. La nuntă, dai tu darul și pentru poponeț și pentru chiorete. Că din cauza ta i-a scutit amore. Măi, mamă, dar de unde să scot eu atât amar de băneț? Hai, lasă, pupă, să nu-ți face griji, că ți-o prezint un orariu de organizator al nunții. Ia uzi! Eu mă ocup cu organizarea. Cum crezi că marinitul ăla de rică poate să se obișnă? Obișnă, bă, da. De-aia sunt eu cine sunt și voi sunteți nimeni. Pentru că vă țineți capetele alea pe cap să nu... Vă țineți capetele pe cap? Ca să nu vă plouă. Vă folosiți capul doar ca să nu vă plouă în gât. Ricky Martin! Păi nu zici că într-o viață anterioară ai fost Ricky Martin? Da. Lasă-mă că n-are. N-am auzit muzica cum trebuie. Am intrat pe alt ritm. Eu. Pam 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 pararam. Mai două note, că nu mai știu. Dacă el asta a învățat-o omul. Frate, eu asta am învățat, eu asta cânt. Băi, dacă vrei poți să spui și o poezie, lasă-l pe ăsta să cânte, că și așa, ăsta face playback, tu ești live. Ăla nici nu știe să cânte. Nu știe, mă, face playback, tu zici ce vrei, zi, o, dă partid, zici ce vrei. Living la vida loca. Pam pam pararam pam pam pam. Oprește-l, mă, nebunule. Nu mă oprește, mă, vreau să mă facă de râs. Deci îl vedeam pe ăsta aici. Ia taci. Asta o știu eu. Gata. Ingratule, dacă vrei să spun, și eu am început ancheta singur și sunt mult mai avansat decât tine, pentru că eu l-am găsit pe adevăratul impresar care mi-a confirmat că eu sunt singurul... Tu, că el e. Că el. Dai seama că e încărcată. Și m-am gândit să pregătesc un moment artistic pentru următoarea noastră întâlnire. De asta te văd. Uraș talentat! Ah, vreau să vă dăm bani premie. Cum? Dar lovitura i-a ieșit! Aia mi-a ieșit! Nu poți să iei de la geantă? Pam, pam! Pam, pam, pam! Și copora și chelul, încet! Bravo, bravo! Vanta? Salut, bă, popăneț! Salut! Băi, Vanda! Băi, băi, sunt nebunii, mă! Băi, vrei să-mi pun, 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 pun! Atum, tum, 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 pum! Mai bine să nu jurăm așa ca păcătoșii! Că dacă aude tanti, o să stăm pe genunchi în coș de viță nobilă, o... Eternitate! Voi de viță! Voi de viță cu smântână! Hai, mă, mamă,
Că știi că organizator mai bun ca mine nu găsești. Și da. Am fost.